Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne jucăm din nou Farming Simulator 2022. Salut, domnule! Suntem primul episod, de fapt, puteți să-l vedeți pe canalul lui. O să-l aveți aici atașat. Așa este. Acolo și ăsta este episodul numărul 2. Care va apărea pe ambele canale, presupun. Normal, dar dacă vreți să vedeți diferite pe perspective, ba la mine, ba la el, cum doriți voi. Exact. Perspectiva mea e pe canalul meu, perspectiva mea e pe canalul lui. Corect. Astăzi, ce o să facem, domnule Caramel? Ia spuneți. Eu zic să recoltăm, totuși. Așa, corect. Altceva? Cred că floarea sau alea asta nu-i făcută, mă? Încă nu, trebuie să mai lăsăm încă o lună. Growing sunflowers. Păi growing. Adică mai are. Păi o lăsăm, dacă nu... Ok, păi tu dacă ești cu John Deere-ul, ce zici dacă te bagi pe ăsta? Și eu mă bag pe combinații. Perfect, păi atunci mă duc la trailerul de aici. Remorca unde am pus-o? Uite aici, what the fuck? Eu mă urc sus și vedem dacă și unde să pun eu header-ul. Îl pun în locul ăla, altul, cred. Aha. Tu ce zici? Eu zic că e perfect. Ok. Să mai facem baloți din paie sau nu? Vrei să-mi iei tu balotieră? Da, nu avem... Ăsta e greu? Ăsta e așa, că pare a... Da, e greu. Da, nu cred că ne iese baloți, mai dăm bani și pe prostia aia. N-avem ce să facem deocamdată cu ei, zic. Na, cum vrei atunci? Nu. Dacă vrei tu. Eu mă gândeam că poate o să facem și ceva cu animale, știi? Păi o să avem, îți dai seama că o să avem animale, că n-avem ferma degeaba, dar mă refer că... Cum îi spune? Cred că nu o să iasă baloți mulți, că, na, e micuț terenul ăla. Poate dacă eu ar zice să punem pe terenurile astea greu, dacă vrei să facem baloți, pe astea din dreapta mea, dacă știi ce zic. Aha, unde ești tu acum, da. Dacă... Da, ar fi. Eu aș zice așa. Și ca să nu ne apuce noaptea, ne apucăm de trailerea, zic. Păi, dar nu. Eu am luat trailerul, am aici, lângă tractor. Ok. Și acum nu știu ce să fac până termitul de... Ai un plot asemănătoare? Nu știu, cred că da. Sau nu știu, mă duc să mă uit imediat. Stai că la trailer-ul aici. Uite-te. Mergem la asemănătoare. Așa, se leg asta. Aș zice să încep de aici încolo. Băieți, da, dacă da, vă place seria... Apăsați butonul de like și continuăm cât mai mult posibil alături de domnul Caramel. Și, dacă vă place, apăsați acolo butonul de subscribe și vom continua seriile cât mai mult posibil pe acest canal. De aici. O las tot în... Tot aici până terminăm noi cu recoltatul și cu tot. Știi ce n-am luat noi? Ce n-am luat? Undeva unde să putem dormi. A, păi nu e problema asta, dormim în cabină. Da, așa asta, așa e, dar cred că avem o căsuță la 20.000, putem să o plasăm pe aici, dormim și noi amândoi în pat, zic. Vrei să activezi trău sau? Nu, l-a activat la asta. Nu l-a activezi? Că nu are. Că l-am activat puțin, vreau să curios dacă. Da, nu e nicio problemă. Trebuie să punem căsuța din asta mică sau? De unde vrei să o pui? Aici, lângă teren. Unde vrei să o construim, adică? Aici, așa. Chemăm echipa și o construiesc ei. Zic, cred da. Ar fi o idee bună. Să avem unde dormi, totuși. Da, aia ziceam și eu. Și ce ar puteai să faci tu dacă zici că te plictisești? Ei, semănătoare, ăștia pe cine urma mea. Stai să vedem ce putem planta în august. Mă gândeam să punem soia bine. Tu uite pe broșură, eu mă uit să văd cât costă soia. Pe broșură spune că doar în martie și aprilie putem planta soia. Și acum ce putem? Canola, cred, sigur. Da, canola, da. Punem canola, că e 1100. Perfect, punem canola. Așa, o eu la dreapta, drăguțel. Așa, bun. Bă, combina asta e mai mult decât perfectă pentru tenerul ăsta, zic eu. Da, lejer. Și treaba perfect. Eu zic că ar fi treaba bună. Ar fi treaba bună să dăm să treacă timpul ăsta mai repede. Ce zici? Da, sau putem dormi, ne odihnim și noi. Sau, da, după ce terminăm aici treaba, ne băgă la un ani. Da. Și așa n-avem ce face.
Păi da, că... bani în cont. Avem bani mulți rău de tot, suntem bine rău. Ne putem odihni când vrem noi și cum vrem noi. Mă gândesc să punem niște copaci prin... sau niște pomi din ăștia fructiferi, să punem și niște albini. Ce zici? Da, da, ar merge. Și să vedem unde să punem albinele. După ce terminăm, după dinainte să mergem la nani. Da, putem... putem să lăsăm și, dacă nu avem pomi fructiferi, lăsăm albinele și pe la vecini să meargă prin fructe, că nu le strică. Dar cred că merge și la canola să ducă, din câte țin eu minte. Da, 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 merge. Și la floarea soarelui, mai ales că avem acum. Corect, da, o să vedem imediat unde să le pune. Cred că o să le pune lângă hambar acolo, că am văzut cu interen destul de drept. Mhm. Și mai vindem și din miere, mai facem și bani. Păi aia ar fi de... atât. Ne luăm o dubiță ceva și mergem la piață cu ele. Păi da, nu. Și facem un ban în plus, dacă tot. Sau dacă nu găsim un furnizor care să le ducă la piață, știi, să scăpăm noi de tăia drumul. Sau ne facem noi o tarabă în față. Sau așa, aha. Altă treabă, parcă sună astfel să facem bani, nu? Aia, păi nu. După ce termină, e 24%, 25%, adică nu e wow. O să duc eu asta, o să răsturn acolo și vin eu cu fertilizatorul în spate să dau o tură. Deja s-a dat o tură. S-a dat o tură? Da, trebuie să mai crească o dată, înseamnă. Votingerul ăsta are deja acea... da, că are fertilizatorul ăla solid. Da, da, da. Și pune fertilizatorul lângă boabă și... Când o să crească un stadiu, atunci o să mai vin și eu odată cu clasul să-i dăm. Băi da, numai bine când vedem floarea că răsare. Da, când ies așa puțin. Iar trebuie să luăm ierbicid, am luat parcă acolo, nu? Trebuie să le așezăm. Cred că da, cred că avem ierbicid. Hai să-i dăm și noi să închidem asta. Știi ce trebuie să mai luăm noi în fermă? Stai așa. Unde n-a dispărut vehicul, stai că-l mă uit eu după el. Păi cheamă băieții să vină să-l... Aia zic. Sau dacă nu mergi la magazin și-l pui, nu e o problemă. Știu că era ceva la 4000, sau mai știu cât costă el. Ceva de genul, luăm, dacă luăm ceva mai bun. 4500, ce zici? Bun, bun, bun. Îl punem la fermă? Da. Așa. Acolo leagă lapă și să meargă. Să avem cu ce spăla tractoarele. Aia zic. Mă gândesc unde să bagă header-le astea, sincer. Putem chema firma de construcții să-l ia un hambar mai mare. Și unde am putea să-l punem? Păi vindem ăla micul de acolo. Asta de eu aici? Îl ăla care e acolo, roșu. Păi zdohul! Nu ăla mare, nu ăla mare. Care ăsta care ți-o aici din în față? Da, da, din fața ta. Da, să zicem, dar... Că... Nu știu dacă avem ceva. Dacă îl pui, cred că se scastrămbă pământul, dacă știi ce zici, dacă pui numai mare. Depinde cum îl pui și... Da, dar deocamdată cred că header-ele. Ia stai așa să mă duc eu pe jos să văd ceva. Bun, am terminat de plantat aici. Du? Da, da, da. Stai așa să văd, să văd unde nu-și putea să las eu header-ele. Să dau peste tine. Ua! A, păi, aș putea... Nu aș putea să le bag aici, nu. Fuck. Aici... Stai că intru eu de pe calculatorul ăsta John Deere-ului pe site-ul magazinului, să vedem ce are acolo, ce oferte au băiții. Ia uite. Trebuie să o remorc casa de aici, să o duc acolo. Aș putea să duc header-ul lângă casa aici, dacă până construim aia. Uite aici. Uite aici, o să-l aduc și-l las. Avem ceva la 10.000. Așa. Care e destul de mare, putem pune și utilajele lângă. Ia stai cum o ieși. La ce secțiune tu ești tu? La secțiunea de sheds acolo. Așa, și zic, care zici tu? Am văzut un Easy Stall Hands. Easy Stall Hands, așa, care dintre astea? La 10.000? La 10.000, da. Eu zic ok. Că la dimensiuni ce scrie aici în broșură, pare destul de mare. E super mare. Și dacă îl punem, căpăm de treabă. Și care era faza? Dar noi nu avem partea asta de... Era bine, rău să avem partea asta aici de... Dar nu știu dacă încap header-le-s nostru, sau? Ba nu, că n-are din alea piloni de pe mijloc, sau? Dacă luăm și măsurăm pe teren, ar încăpea. Cred că da, dar am văzut aici o părticică, să arăt imediat, vii să arăt. O să las aici da, header-ul deocamdată. Da, da, da. Îl las la umbră să nu bată soarele în el. Stai că pun și tractorul aici. Bun. Las doamna combină și fii atent. Uite terenul ăsta,
Dar nu știu când dacă puteți să-l cumpărăm noi, bucățica asta micuță aici. Asta? Unde sunt eu? Aha, dar doar partea asta mică zici, nu? Da, da, cred că vine noi cu trebuie să-l tot. Cumpărăm cu tot cu E, aici. 56 de mii. Dar nu merge deocamdată să stricăm bumbacul omului. Îl lăsăm să-l recolteze și când o fi, vorbim cu el și-l luăm... Îl luăm. Îl luăm cu totul și aia e. Așa cu eu are. Nu știu, uite-te. Stai așa că vedem imediat. Trebuia scrie pe acolo cu ei. A, alu Clifford. A, forță. Asta sigur ne-l dă. Moșu. De treabă el. A. Ce zici, vindem ăla și punem... Ăla ce să mare? Vindem? Ăsta roșu de aici. A, deocamdată nu. Deocamdată nu. Chiar am pus header-ul ăla acolo, deocamdată nu mai cheltuim bani. Ok, ok, perfect. Vezi că ți-am băgat ăsta de spălat, l-au adus băieți. A, perfect, păi dai să-i dau... Să-i dau un duș la Johnny. A, ia zi. Noi avem un silos, mă? Pare? Parcă l-am văzut ceva în față? Unii hambarul ăla mare. Ia uite ce-i dai tu. Da, e jăgoasă rău. Mai are țeavă de asta, nu mai are o țeavă, doar una are. Nu ți-l dă? Nu, are doar o țeavă. A, urât. Stai că fug eu până aici. Nu, asta are treabă cu hambarul. Nu e silos. Trebuia să o dau mai în spate, băgăm aici piciorul, să intru aici de sub. Ia că ți-a lăsat și asta. Mă duc să iau clasul, să așez ele acolo. Da, roți. Să las, unde naiba să las eu astea? Uite, un nou o las aici. Bă, dacă se deschideau porțile astea, dați... Ah! Ah! What the fuck, uite-o! Na! Na! Ia-o pe asta! Ce că dacă s-ar deschide, uite că s-a deschis. Asta s-a deschide? Uite că și asta s-a deschide, da, boss. Da. Na! Na! Că merge! Perfect. Păi ia, că... Avem beci? Ai zis că nu merge să deschidă? Nu cred așa ceva! Ioi! Nici eu! Uite, mă, strica mare... Doamne! Stai cum mă duc... Avem aici bor mașini. Ia John-ul și ia asemănătoarea aia de acolo. Acum mă duc. Eu timp... Putem să băg... Dar sper să încapă tractorul acolo. A, ba nu, nu crezi că încape. Tractorul nicio șansă. Doar niște baloți. A, vrea să... Dar las că știi ce băgam acolo astea de fertilizat. Mhm. Iar astea de fertilizat, le pun unii acum la micuțul, știi? Mhm. Vezi că e mișto hambarul ăsta, ești nebun? Da, e fain. Dar și putea să le bag înăuntru, mă, stai așa. A, tu l-ai parcat pe ăsta mic aici? Da, pe ăla mic acolo l-am lăsat. Sunt ușor să nu mai fac vreo boacă, nu? A, da, chiar. Dar n-am cum să-l las efect. Sau ba da, ia stai. Ce zici? Mă încadrez să intru aici acum asta? Poate da, poate nu. Vedem. Când face poc, te oprești. Așa. Am lăsat-o mai jos. Ușor. Aia zic. Șofer de cursă lungă. Mm-hmm. De duminică. Da, de ala, de duce în piață. Bun. Acum am zis că mă-s eu remorca, parcă, nu? Da, da. Că am lăsat-o aici de izbeli, știi? Potingerul ăsta până la urmă. E, da, chiar, că acolo era locul liber. Asta o duc lângă casă, remorcuța. Iar remorca asta, tot lângă casa asta, o două ori, ce n-am dat peste tine. Am fugit la ah, ce viteză are omul, să mă bat tata, Spider-Man. Asta o las aici dacă nu avem nevoie. Am atlet de mic și de asta am... Da? Da, da, sunt atlet. Am aflat ceva nou despre tine. Așa, clas, 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 unde băgăm noi remorcuța? Deci n-avem siloză? Nu, trebuie să luăm. N-avem încă, nu aș da țaba, că l-aș pune aici, aici, stai că să arăt eu imediat, lângă, în stânga mea, cum ar fi, aș pune niște copaci, e prea gol. O să-i plantăm noi. Unde gen aici?
Pe ce chestia aia verde. Acolo unde ești tu acum cu picioarele. Da, unde se duc remorca asta? O duc în spate la... ăsta? Dar mică plouă în ea și se strică tot. Dar nu are apă... Nu, nu are, nu are. O să o las fix aici la umbră, dacă e să plouă, o luăm repede și o băgăm înăuntru. Da. Uite, nu vrei să dai în leagăn? Ia să încerc. Uite, e fix aici, o să o las. Ca să putem să o și luăm, știi? Văd că e și un drumuleț micuț. În spate. Și acum mă duc să le iau pe ăla micuțul. Nu în cap, în topogan. Nu cred. Te-ai îngrașat, gogule. Prea mare. Ce cât prea mare. Ce zici, punem unul de albine din ăla? Unul, doi stupi? Deocamdată hai să... Ioi, se închid și astea, nu cred. Ioi, ce tare. Care se închid? Porțile din față, uite. Io. Mamă, ce tare e hambarul ăsta, nu-l mai vindem. Uite, și astea se închid. Mamă, ce tare e. Mamă, și astea se deschid. Da. Asta o las deocamdată seed sau? Unde ești? Aici, în spatele tău. Ia stai, hai să-l lăsăm. Hai să vedem unde pune. Deci, casa noastră e acolo, da? Avem acolo. Eu să alerg la bine, nu pune lângă casă. Las. Ce zici? Dacă... Da, ce să deschide asta, cred, sigur. Da, nu. Nu avem cum. Aici, uioi, hai sus. Ce tare. Uite, aici ham. Aici te stăteai tu de dormeai, mă? ce urât din partea ta, eu strigam după el. Uite, stătea și aici. Păi, ce panaram, om. Hai că m-am dus. Așa. Deci, vezi că e mișto asta de făcut aici. Bun. Eu m-aș gândi să le punem un avent teren liber, nu? Dacă le punem pe aici, pe undeva... Și asta, mă, fântână? Uite, de asta de puim. De găini, n-avem... Cum să le punem aici? Nu, nicio șansă. Terenul ăla acolo, lângă casă. Dar putem dacă nu se îngrijește. Casa asta ce e? Chestiuța asta? Nu știu. E cam părăsit așa. Eu zic să o dărâmăm într-o zi. Că le ține teren degeaba. Da, așa-i. Și, uite, lăsăm... Are ușele închise. Da, putem chema echipa de demolat și până mâine. O demolează și aici o să punem stopii, sau? Aha. Aia zic, hai să mă duc și eu ăla să cărăm și astea. Să le bag acolo jos. Și cam atât. Da, bun. Tu poți să te gândești la ce să mai facem cu... Eu sun la echipa de demolare, nu? Da, chiar. Aia ziceam. Aia zic. De aia suntem o echipă. Unul se gândește și unul acționează. Să așa că întărăm la toți. Trebuie să iau, știi ce trebuie să mai iau, dar nu avem front loader. Ia stai așa două secunde. Deci cum se cheamă ăsta de la avem noi micuț? Sky Standard kid, ceva. Kid, nu știu cum. A, ăsta fac, nu are din ăla. Fac. Avem un... Știi la ce mă refer, nu? Un Manitou la reducere. Da? Da, la 16.000 de la care se ridică Tomasus. Așa. Era mișto dacă avem o chestie din aia de carasace și așa-i. Poți să-l iei de acolo? Pot, dar mai greu. Hai că l-ai reușit. Nu-i greu, dar e nasol că trebuie să bagi în el, în asta, știi? Aia îl băgai în mijloc și aia era. Și repede merge asta. Dar e mișto. Sper să poți să merg cu ea așa. Da, aici știi de ce poți, că e asta micu. Că dacă era unul mare, nu... Păi da, dar sper să nu-l tărâi după mine, ai ideea. Acum că îl tărâi un pic, că-s pietre până la urmă. Un pic mai jos. Încă un pic jos. Așa, bun. Hai, tărâi el. Aici trebuie să-l tărâi un pic, dar nu-i nimic. Hai că intri, a intrat. Bun. Unde să-l las? Aici, în față. Da. Poți să ridic mai sus? Nu, gata, ai de ajuns. Lasă lama mai jos. Așa, ca să-l putem lăsa jos. Stai că-l împing eu sau poți să-l împingi tu? Nu pot, e prea greu. Împinge-l tu cu lama. Sper să nu-l străpung.
A, eu zic. Perfect. Nu, eram aici gânditor să văd cum bag ălea. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Mai ai 1, 2, 3, 4 din astea de băgat. Aha, așa-i. Dar nu zici că mai bine... Ia, ce, mai avem ceva? Nu. Ce? Nu mai bine le bagi tu mâine cât eu recoltez floarea soarelui? Ba da, dar vreau să le mai băgăm una, să vedem cum intră acolo, știi? Ok. Până atunci ai că chem eu echipa să-mi pună 2 stupi aici, nu? Oh, dar s-au mișcat repede ăștia. Au venit oricum cu mașina din dar nu mare, văd aici acolo. Nimic, stai așa, nu văd că e iarba mare, gata. Dai. Gata, am luat. Hai că mă duc, tu vorbești acolo și... Bun, trebuie să-i sun pe băieți. Să-mi aducă stupii. O să fie treaba bună cu stupii dacă e. Păi din câte ține minte trebuie să le faci doar, să zic, curățenia aia și cam atât. Da, da. E ok, știi, nu să... Nu-i adică nu-i bătai de cap, mă refer. Da. E fain că la stupii ăștia vin băieții cu mașina și lasă direct jos, știi? Și trebuie să punem și raz din aia, știi? Pune să se pune efectiv stupul. Da, punem, nu e nicio problemă. Ia, o să trag înapoi? Bun. Trebuie să băgăm alea. Hai că ne-au pus deja băieți stupile, au adus cu mașina, le-au descărcat. Da? Da. Păi dar ăștia nu se construiesc, știi? Le aduc cu mașina și le mai descarcă cu un wheel loader jos. Și tare. Uite aici unde avem acum, după ce se le bag eu astea mâine, după ce asta, între noi treaba. Uite fix aici unde sunt eu, păi băgăm un copac. Da, e bun. O să fie treaba bună și mi băgăm la somn, zic, nu? Da. Ca să... Ăvălă... Ce? Sunt albini ăștia, nu mă duc. Eu n-am treabă cu albini. Ia, mamă, nu. Dar atunci te ocup de ele, tată, nu știu. Bă, ne băgăm la somn, este? Da, haide la somn.